La intrarea în localitatea Șimian, pe drumul național 6, șoferul taxiului a depășit un autotren, dar apoi nu l-a mai văzut pe cel de-al doilea, care urma să oprească pe dreapta. A intrat direct sub tir, în partea din spate. Cei trei pasageri din mașină au ajuns la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Trei persoane au fost transportate la spital, dintre care unul în stare mai gravă, cu un traumatism craniofacial acut închis, un traumatism toracic și abdominal, și două fete cu plăci minore. Băut fiind, inițial bărbatul nici nu a vrut să recunoască că el era la volan, ci l-a spus polițiștilor că șoferul a fugit. Ulterior a recunoscut că el a condus taxiul. Urma testării alcoolscopice s-a stabilit că cel care conducea autoturismul taxi se afla sub influența băuturilor alcoolice, testul alcoolscopic indicând o valoare de 0,39 mg per litru alcool pur în aer expirat. Bărbatul este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului, în cazul lui cu circumstanțe agravante, și va rămâne fără permisul de conducere.